anul 1971, când echipele care au pus în practică legea 2 din 1968 au constatat că la Valea Uzului planurile reluat nu pot fi altfel, eu știu, scrise decât păstrând grănițuirea între județul Bacău și județul Harghita pe râul Uz. Încă din 1971, după ce, spuneam, aceste echipe de specialiști au stabilit grănițuirea între județul Bacău și județul Harghita pe râul Uz, în domeniul privat al luat Dărmănești, comuna Dărmănești, cum era pe vremea respectivă, zona Valea Uzului a fost prinsă în inventarul domeniului privat al comunei Dărmănești. Până în 1990, atât județul Bacău cât și județul Harghita au semnat acele procese verbale de grănițuire, așa cum au fost stabilite în anul 1971, fără să existe niciun fel de divergențe. Deci, cu platoul respectiv, zona Valea Uzului, pe raza județului Bacău, respectiv în interiorul comunei Dărmănești. După anul 1990, până prin 2005-2006, nu au existat niciun fel de diferende, iar în anul 2008 au apărut primele semne de, eu știu, divergențe între județul Harghita și județul Bacău. Și s-a început atunci un proces de grănițuire nou. În 2012 nu s-a ajuns la niciun fel de, înțelegere și ar fi trebuit să prefecții de la acea vreme să fie mers spre instanța de judecată să se poată stabili. Nu s-a făcut acest lucru, iar noi, în toată această perioadă și după 1990, zona respectivă am avut-o în inventarul domeniului privat al orașului Dărmănești. Deci pot să spun că din 1971, documentele pe care le-am găsit noi și până în ziua de astăzi, noi am avut în inventarul domeniului privat, respectiv începând din 2019, în inventarul domeniului public, acea zonă. Vreau să vă spun că nu este vorba doar de cimitirul de la Valea Uzului, ci am munte de cimitir tot în același amplasament este și tabăra de la Valea Uzului, care dintotdeauna a fost în domeniul public al statului român și dat în administrare direcției taberelor, tineri tabere la județul Bacău. Nu am avut cunoștință de faptul că Comuna Sânt Martin a emis o hotărâre de Consiliu Local și mai apoi și-a completat domeniul public printr-o hotărâre de guvern cu acel amplasament. În 2007. În plin proces de grănițuire între județul Bacău și județul Harghita, a fost emisă această hotărâre de Consiliu Local de către Comuna Sânt Martin, care, din punctul meu de vedere și a unor specialiști juridici cu care m-am consultat, nu puteau să emită pentru că nu era finalizat procesul de grănițuire între cele două județe. Cu toate astea, hotărârea de Consiliu a fost emisă și mai grav decât atât, a fost emisă și o hotărâre de guvern care atestă doar amplasamentul cimitirului și al taberei. Deci și al taberei în acea hotărâre. Deci, cu toate că era în domeniul public al statului, tabăra de la Valea Uzului, Comuna Sânt Martin dă hotărâre și ia această amplasamentul acestei tabere. Da, sigur că trebuie să se ia în calcul, adică legea aceasta din 1968 cu reorganizarea administrativ teritorială, unde satul, că e vorba de un sat, satul Valea Uzului, era în cadrul Sânt Martinului. N-aș putea să vă spun exact ce s-a întâmplat în 1968, dar ce știu eu, Valea Uzului se întinde pe raza a două județe, există, pentru că Uzul izvorăște, râul Uz izvorăște din zona Harghita și pe tot culoarul de curgere acestui râu, râul la început, vorbim de Valea Uzului. Deci avem Valea Uzului și în județul Harghita, avem Valea Uzului și în orașul Dărmănești. Această Valea Uzului se finalizează în Poiana Uzului, actualul baraj de la Poiana Uzului de la Dărmănești. Și cimitirul acesta care este în divergență acum, unde este exact? Este la ține unde e satul, unde era satul Valea Uzului, că am înțeles că nu mai e nimeni acolo. Da, deci acolo au existat
în perioada primului război mondial câteva locuințe, au existat și ceva activitate industrială, o fabrică de prelucrare a lemnului. Acest cimitir este în imediata vecinătate a fostelor fabrici de prelucrare a lemnului. Care era un sat ăsta. Care aparțineau de Valea Uzului. Dar care aparținea de Sân Martin. Care la momentul respectiv aparținea de Sân Martin. Ce pot eu să vă spun? Legat de ce am făcut noi în 2018, pentru că am stabilit ca toate monumentele și cimitirele eroilor din primul război mondial, ne-am propus să le reabilităm. Sigur că am ajuns și la cimitirul de la Valea Uzului. Știam că acolo statul român are un număr de eroi inhumați din primul război mondial. Și am încercat să clarificăm două lucruri. În primul rând, dacă amplasamentul respectiv este cu adevărat pe raza orașului Dărmănești și ne-am adresat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, dumnealor știau foarte clar că acolo nu a fost semnat procesul verbal de vecinătate cu județul Harghita și conform legislației românești, acolo unde sunt probleme de acest gen, Oficiul de Cadastru se raportează la situația din 10 ianuarie 1990, istoricul, cum era în 10 ianuarie 1990, pe geoportalul Inspira României. Mi-au transmis cei de la OCPI răspuns că la data de 10 ianuarie 1990, amplasamentul Valea Uzului, amplasamentul cimitirului figura pe raza județului Bacău, pe raza orașului Dărmănești și ca atare și la acest moment figurează în interiorul orașului Dărmănești, pe raza județului Bacău. Pentru că am văzut că răspunsul lor confirma ceea ce știam noi că este pe raza orașului Dărmănești, am solicitat intabularea acestui imobil. Dar sigur, mă scuzați, n-ați încercat să aveți o discuție cu primarul din Sân Martin, de exemplu, dacă tot știați că e situația asta așa tensionată? Da, nu era la acel moment o situație tensionată, nu aveam o situație tensionată și personal eu nu am știut că există o hotărâre de Consiliu și o hotărâre de Guvern care atestă la domeniul public. M-am bazat pe răspunsurile date de instituțiile statului, mă refer aici la Oficiul de Cadastru, care este un răspuns clar și de care trebuie să țină cont toată lumea. În zona aceea sunt terenuri și terenuri private? Sigur că da, la Dărmănești. Vreau să vă spun că în 2005, de pe raza orașului Dărmănești, din pădurea care se află pe raza orașului Dărmănești, a fost retrocedat composesoratelor din județul Harghita și Covasna, o suprafață de peste 5.000 de hectare de pădure și atât composesoratul Ciucani cât și composesoratul Ocloș plătesc taxe și impozite la primăria Dărmănești. Mai sunt pe lângă aceste trupuri de vegetație forestieră și proprietari de, eu știu, cabane ce mai au acolo, care din nou plătesc taxe la noi. Vreau să vă spun că mult în amonte de această zonă, mult în amonte, și o să vă arăt harta cu pugul nostru, pentru că în planul urbanistic general noi avem încă din 1997 ultimul pug care a fost reactualizat, prins acea zonă pe raza orașului Dărmănești. Deci, repet, acei cetățeni care au acolo, indiferent de etnie, care au proprietăți ce au acolo, vin și își plătesc taxele și impozitele la Dărmănești. Inclusiv care au în zona aia unde era satul acesta Valea Uzului, pentru că era, am înțeles că în satul Valea Uzului a fost locuit până în 2017. Nu, nu. Că de acolo a plecat ultimul om. Deci eu ce știu, eu știu că, a existat, n-aș putea să vă dau în detaliu informațiile astea, știu că a existat un cetățean care locuia în acea zonă și care venea și ridica pensia de la Dărmănești. Asta știu. Asta înseamnă că, sigur, el ridica pensia de la Oficiul Poștal Dărmănești. N-am toate datele să vă spun, dar știu că a existat lucrul ăsta. Da, deci, repet, taxele și impozitele sunt plătite de mare parte din cei care au acolo pe raza orașului Dărmănești, la serviciu de impozite și taxe. Bun, și v-ați hotărât după atâta timp să faceți aceste modificări la cimitir, da? Adică să l-ați trecut în domeniu. Deci, după ce am avut punctul de vedere al Oficiului de Cadastru, am solicitat intabulare. Da. Mi s-a intabulat acest imobil cu proprietate orașul Dărmănești, l-am trecut din domeniul privat în domeniul public, noi puteam să facem investiția în domeniul privat fără niciun fel de probleme.
Dar pentru că am solicitat de la Ministerul Culturii și Identității Naționale o sumă de bani, colegii mei juriști au spus, domnule, este normal să fie în domeniul public. Mai mult decât atât, intenția noastră era să transferăm acest imobil printr-o hotărâre de Consiliu din domeniul public al UAT-ului, în domeniul public al statului și să-l preia Ministerul Apărării, Oficiul Național Cultul Eroilor. Bun, Oficiul Național al Culturii Eroilor, potrivit legii, el ar trebui să avizeze orice fel de lucrare se face într-un astfel de cimitir. Dumneavoastră este, ați cerut avizare pentru aceste lucrări? Da, deci noi am făcut o adresă prin care în aprilie 2019 am solicitat Oficiului Național al Culturii Eroilor avizare. Nu am primit un răspuns la acest moment, motivat de faptul că ar fi trebuit să solicităm mult înainte. Lucrările nu erau finalizate, nici nu știu dacă erau începute. Eu cred că nu erau începute în momentul în care am solicitat avizul. Deci nu se lucrase nimic acolo în cimitir. Dar vreau să mai fac o precizare, pentru că având datele de la Cultul Eroilor cu registrul de înhumări, am verificat în registrul de înhumări din 1926 câteva date despre eroii români. Și, de exemplu, eroul român Cosma Gheorghe, care a murit în decembrie 1917, figurează în registrul de înhumări în groapa 763. Ne-am dus și am identificat groapa 763 și am constatat că la căpătâiul eroului român figurează o cruce cu însemnele erou maghiar necunoscut. M-am consultat cu, și sigur lucrul ăsta l-am găsit repetându-se și la alți eroi români și la eroi nemți și la eroi ruși, peste tot apar cruci cu însemnele erou maghiar necunoscut. Și atunci am spus, bun, ce putem noi face? Am găsit o bucată de pământ în interiorul cimitirului, pe care n-a fost niciodată amplasat nimic, practic era un spațiu între crucile eroilor maghiari și gard, un spațiu de 10 metri lățime pe 30-40 de metri lungime și am hotărât ca acolo, în acel teren, pe acel teren liber, să punem simbolic nu 149 de cruci câți eroi avem noi înhumați acolo, ci 50 de cruci pe care vom pune însemne erou român necunoscut, da? Simbolic, și vom face un monument dedicat tuturor eroilor înhumați acolo. Da, dar dumneavoastră ați făcut o construcție acolo, da, fără să aveți avizul care, potrivit legii, trebuia să, da, fie de acest, da, oficiu pentru culturile eroilor. Fac precizarea că atât studiul de fezabilitate cât și proiectul tehnic a fost făcut de Ministerul Apărării fără niciun fel de cost din partea noastră. Mai mult decât atât, noi am și solicitat această avizare. Deci, cred că, nu știu, e și, nu vreau să mă disculp să spun, domnule, noi am fost ok, dar de la bun început s-a știut ce facem acolo. Deci, de la bun început, noi am spus foarte clar, domnule, asta vrem să facem pe o bucată de pământ care nu avem niciun fel de morminte acolo, nu există niciun fel de morminte și am sperat că până în momentul în care noi vom finaliza lucrările respective, vom avea și acest aviz de la ONCE. Deci, haideți să înțeleg exact, studiul acesta de fezabilitate l-a făcut Ministerul Apărării și proiectul tehnic. Și, da, proiectul, și proiectul tehnic, da. La solicitarea dumneavoastră? La solicitarea noastră, da. Da? Și când s-a întâmplat asta? Începând din, nu știu, cred că octombrie, septembrie 2018. Adică noi am solicitat Ministerul Apărării și Ministerul Apărării au spus, domnule, noi nu vă costă nimic, noi punem la dispoziție acest studiu și acest proiect. Pentru că eu am uitat, am consultat datele publice, da, de site-ul, da, da, Oficiului, da, pentru Cultură, da, Eroilor. Și acolo apare cimitirul de la Valea Uzului, ținând de Sânt Martin, deci de Sânt Martin, județul Harghita. Cum vă explicați, da, acest lucru? Adică, totuși, acest oficiu ține de Ministerul Apărării Naționale. Dumneavoastră spuneți că studiul de fezabilitate și proiectul tehnic a fost întocmit de Ministerul Apărării. Deci, studiul de fezabilitate, noi am solicitat Ministerului Apărării pentru că nu aveam suficiente resurse financiare și am spus dacă ne puteți sprijini cu acest studiu, pentru că nu aveam nici specialiști și nu aveam nici posibilități, pentru că timpul era foarte presant,
dacă nu demaram acest proiect și licitație și așa mai departe, la sfârșitul anului 2018 noi trebuia să returnăm suma de la Ministerul Culturii, cei 65.000 de lei. Deci aceste lucruri sunt făcute cu ocazia centenarului. Sigur că da. Deci aceste manifestări, aceste lucrări sunt făcute cu ocazia centenarului și am și solicitat Ministerului Culturii să ne sprijine financiar, da, și prin această adresă, da, 433 din 31.07.2019, prin ordin de ministru, mi se alocă pentru reabilitarea cimitirului internațional al eroilor de la Valea Uzului, limită cu județul Harghita, 65.000 de lei. Da? Și foarte, foarte clar. Acum, sincer, noi nu ne-am propus să creăm disconfort, nu ne-am propus să facem acolo absolut nimic rău, ci ne-am propus să, la 100 de ani de la primul război mondial, să putem să aprindem o lumânare la eroi din acel cimitir. Vreau să vă spun că până în 1994, în acest cimitir au existat și crucile eroilor români, și crucele eroilor germani, ruși și așa mai departe. Și în 1994, din ce am citit în presă, nu eram atunci aici, autoritățile din Comuna Sânt Martin și nu numai au venit, au șters toate semnele, inclusiv acel obelisc a Armatei Române făcut în 1985, a fost distrus. Și pe, așa cum spuneam, pe amplasamentul vechiului cimitir făcut în 1926 de cultul eroilor, s-au plantat cruci cu un semne ero-maghiar necunoscut. Nu s-a mai ținut cont unde era sola de români, unde era sola de nemți, de ruși și așa mai departe. Absolut toți eroii din înhumați în acel cimitir astăzi poartă în semne ero-maghiar necunoscut. Fără să se aibă niciun fel, să se solicite niciun fel de aviz, nici de la cultul eroilor la momentul respectiv, de către autoritățile din Harghita și nici de la Ministerul Culturii. Deci și în perioada respectivă, deci după 1994 și până în 2015-2016, când tot au plantat cruci acolo, n-a solicitat nimeni, că am făcut și noi pe 544 solicitare la Ministerul Apărării și la Ministerul Culturii, să vedem dacă colegii noștri au ceva avize acolo. Nu există niciun fel de aviz. Dar nici nu s-a sesizat până pe dumneavoastră, spuneți, susțineți că acest cimitir este în domeniul dărmăneștilor. La momentul 1994 și după, presa a scris mult de acest eveniment, de ce s-a întâmplat atunci, că din ce am citit și eu în presă, am văzut că crucile au fost arse, da? Și se pare că nimeni nu s-a sesizat sau nu știu, pentru că autoritățile cu siguranță cunoșteau acest caz. Și dumneavoastră când ați identificat că acolo au murit și soldații români? Pentru că este întreagă discuție din totdeauna... cum a fost cu linia frontului. Și teoretic îți îngrop soldații în spatele frontului, că nu trebuie și în tabăra inamică să țin îngrop soldații. Da. Aici, teoretic, ar fi trebuit, cel puțin la primul război mondial, nu, să fie austro-ungarii în partea asta, deci ei să fie acolo. Eu ce am găsit, ce am citit, ce mi-au spus specialiștii. Sigur că ce spuneți dumneavoastră, normal așa ar trebui să fie. Dar în urma unui război mondial au fost foarte mulți eroi care au rămas neînhumați sau au fost înhumați prin diverse cimitire civile și așa mai departe. Pe acest considerent ia naștere Societatea Cultului Eroilor, pare mi se că în 1920 și ceva, care avea scopul de a strânge rămășițele acestor eroi de toate națiile în cimitire militare. Așa se face că la Valea Uzului, unde exista un cimitir al, eu știu, în primă fază pe la 1800 și ceva, un cimitir civil, după care în 1916 au fost înhumați 350 de eroi maghiari, austro-ungari, ceva de genul ăsta, și pe amplasamentul acelui cimitir, Societatea Cultului Eroilor a decis să extindă acel cimitir și să aducă și rămășițele celorlalți eroi. Așa au fost aduși cei 149 de eroi români, nu știu dacă toți au fost aduși atunci sau au fost înhumați și dinainte. Așa au fost aduși peste 280 de eroi necunoscuți. Au fost aduși eroi ruși, italieni, sârbi, germani. Practic s-a dat atunci statut de cimitir de onoare, cum era la vremea respectivă,
acelui amplasament și, sigur, gestionat de Societatea Cultului Eroilor din România. Și porțile care erau la intrarea în cimitir purtau însemnele Societății Cultului Eroilor din România. Mai mult decât atât, în 1944, la al doilea război mondial, se aduc în continuare, se înhumează în acest cimitir eroi și avem documente, de exemplu, 100 și ceva de eroi germani au fost înhumați acolo și eroi ruși și așa mai departe. Sigur că nu s-a mai ținut cont după 1918 de faptul că a fost linia frontului, ci s-au folosit aceste cimitire pentru sub tutela cultului eroilor, pentru înhumarea tuturor eroilor. Ce s-a ținut cont atunci? Cât de cât aveau fiecare nație, avea o solă, avea un amplasament, cât de cât. Și în momentul de față, pentru că cei din Sânt Martin spun că nu prea sunt români și că n-ar fi o problemă dacă ar fi, adică dacă s-ar extinde. Ei reclamă faptul că dumneavoastră ați intervenit pe un spațiu, nu pe un teren care nu vă aparține. Adică când au apărut, când aveți la primărie niște documente clare, în care o statistică clară, identificați oamenii, mi-ați arătat aici, mi-ați arătat niște... Deci sunt extrase de la Societatea Cultului Eroilor care au situația mult mai bună decât ce avem noi, da? Deci decât ce avem noi sau decât au colegii din Sânt Martin. Sigur, eu n-am reușit să-mi explic și poate mi-explică și mie, nu știu, președintele Consiliului Județean Harghita sau primarul din Sânt Martin, de ce eroul român Cosma Gheorghe poartă la cap, are la cap o cruce pe care scrie erou maghiar necunoscut. N-am înțeles lucrul ăsta. Pentru că dumnealor vin și spun că s-a profanat, că s-a făcut. Noi nu ne-am atins de un fir de iarbă din acel cimitir. Nu ne-am atins de o cruce. Noi am cadastrat absolut tot înainte de a începe orice fel de lucrare. Se vede situația foarte clar acolo. Deci fiecare cruce este cadastrată pe plan. Fiecare obelisc, fiecare, nu știu, monument ce au dumnealor acolo. N-am schimbat absolut nimic. Și, repet, pe o bucată de teren care era în interiorul cimitirului, într-o margine de gard, ne-am permis și noi, în onoarea eroilor români, să amplasăm acele cruci, acel monument care este dedicat tuturor. Deci nu văd unde apare, nu știu, ideea de profanare din partea noastră. N-am avut nicio intenție și, repet, nu ne-am atins de un fir de păr. Nu ar credeți că ar fi trebuit să faceți niște lucrări din astea arheologice, de să spun, să vedeți, să nu amplasați aceste cruci? Poate erau niște, nu știu, poate erau cu alți oameni îngropați acolo. Noi ne-am uitat la amplasamentul din 1926. Noi avem planul de amplasament din 1926 și se vede foarte clar acea zonă liberă. Încă din 1926, dacă ar fi existat ceva atunci, cu siguranță era. Mai mult decât atât, când au fost amplasate acele cruci, era teren viu, pământ viu. Nu s-a găsit niciun fel de absolut nimic. Și la momentul 1926, de ce terenul ăsta a rămas liber? Gardul era mult în spate. Mult era în spate. Când s-a extins cimitirul, s-a extins, cred că, gardul și a rămas terenul. Deci, repet, nu știu, poate că ar fi fost necesar să facem acele studii de teren. Poate că ar fi fost necesar, dar... Poate că ar fi trebuit să așteptați și autorizarea, totuși, de la oficiul pentru... de exemplu, adică nu vă reproșați nimic. Da, da. Eu, dacă vin aici și construiesc în fața primăriei dumneavoastră, nu știu, o tarabă, să zic deci, așa... Deci, eu mi-asum ceea ce nu am avut, eu mi-asum și fără niciun fel de problemă. Dar de la a face un proiect, de a avea autorizație de construire, de a avea solicitări către ONCE, de a obține de la Ministerul Culturii resurse. Da? Deci noi am făcut niște pași. Puțin. Ce am greșit, mi-asum și n-avem nicio treabă. Dar dacă punem în oglindă ce au făcut autoritățile din Comuna Sânt Martin în cei 7-8 ani, 10 ani cât au făcut acolo și știind că n-au absolut nimic, n-au făcut absolut nimic, nu cred că e normal să vină și să-mi ceară mie, dole, n-ai respectat legea atâta timp cât ei n-au nici măcar o, nu știu, un mic element de normalitate acolo. Deci n-au absolut nimic. Și din nou mă întreb, repet, noi știm că avem eroi acolo, pentru că nu i-am inventat eu, ci Ministerul Apărării spune, Ministerul Apărării dintr-un comunicat a spus, da, sunt eroi și români și germani și ruși și italieni înhumați acolo. Unde sunt acei eroi? Pentru că astăzi nu există niciun element care să identifice un mormânt a unui erou oricare.
Oricare ar fi el mai puțin de... În aval de acel cimitir la care dumneavoastră faceți referire, da, mai există o groapă comună a eroilor români, pe care, sigur, noi în fiecare an o cinstim și facem acolo tot ce ține de, cultul eroilor. Domnule primar, zilele trecute prefectul v-a cerut să anulați acea hotărâre. Așa este, de Consiliu. Ieri, cred că, da. Da, de Consiliu, prin care dumneavoastră ați trecut... Da, nu vom anula, vă spun că nu vom anula nicio hotărâre. Prefectul județului Bacău are dreptul să ducă în instanță, da, să ne conteste și dacă instanța va spune că noi am greșit, noi ne supunem fără niciun fel de problem, dar nu vom anula niciun fel de... Vreau să vă spun că asupra mea și cred că și asupra prefectului s-au făcut presiuni fantastice din toate, din toate direcțiile, la toate nivelurile și... pentru că am certitudinea că acolo sunt eroi români, nu că nu voi ceda, ci voi aștepta să se pronunțe instanța. Da, dar aici nu are legătură că sunt sau nu eroi români. Probabil că sunt. Probabil că aveți dreptate. Este o problemă de legalitate. Este o problemă de tehnică legislativă care spune în felul următor. Acea hotărâre eventual poate va fi completată și spune că în articolul 1 ar fi trebuit primul lucru pe care noi să-l aprobăm, denumirea hotărârii, ce e acolo, se trece în domeniul public. Noi am spus în articolul 1 că se completează inventarul domeniului public al OAT Oraș conform anexă. Și dacă ne ducem în anexa 1, se vede foarte clar că se introduce în domeniul public amplasamentul cimitirului. Deci este o chestie de tehnică legislativă, nu de contestare a hotărârii de Consiliu. Nu vine nimeni să ne spună, domnule, hotărârea mea ta nu e corectă, ci din punct de vedere a tehnicii legislative, tu ai omis să scrii nu știu ce acolo. Da, și mai spune că și dumneavoastră mai devreme, comuna Sămoartin a intabulat aceste Atenție, nu a intabulat, atenție, e o diferență foarte mare. Deci a atestat. Deci a dat o hotărâre de Consiliu, care la fel nici ei n-au respectat tehnica legislativă acolo, pentru că acea hotărâre de Consiliu al dumnealor trebuia să aibă cadastru. Pentru că acest amplasament era pe raza altui județ, dumnealor n-au putut obține cadastru. Pentru că Bacău are un anumit cod când se dă cadastru, Harghita are alt cod. Și nu putea o localitate într-un județ să solicite cadastru pe un imobil din alt județ. Din acest considerent, hotărârea de Consiliu emisă de Sân Martin nu are cadastru. Ar fi trebuit la acel moment ca cei de la Consiliul Județean Harghita să nu inițieze hotărâre de guvern. Au făcut și au încălcat legislația. Da, și vom vedea, pentru că suntem și acolo în instanță. Iar hotărârea de guvern, ar fi cei care au dat hotărârea de guvern, ar fi trebuit să vadă că acea hotărâre de Consiliu nu are toate elementele constituite pentru a se putea iniția hotărârea de guvern și trebuia respins. Mai mult decât atât, haideți să spunem că la cimitir era o problemă, dar în aceeași hotărâre, repet, Comuna Sân Martin a introdus în domeniul, prin aceeași hotărâre, în domeniul public și tabăra de la Valea Uzului, care deja era în domeniul public al statului. N-ai cum tu, o comunitate, o autoritate publică locală, să-ți însușești un bun care aparține deja domeniul public al statului. Ei, lucrurile astea s-au întâmplat și cred că cei care cunosc, eu nu sunt jurist, dar care cunosc lucrurile astea, ar putea să verifice ceea ce spun eu. Ne arătați și nouă documente. Deci astea sunt documentele, da? Da. Aveți ceva cu studiu de faizabilitate proiect din ăsta tehnic? Deci fără probleme, colegii mei, în format electronic o să vă dea. Da. Că este făcut de ministerul. Da, deci... Da. Dumneavoastră, acum, dincolo de toate, vă reproșați ceva? Adică vă reproșați ceva în tot... Poate că din dorința de a fi un om corect față de eroii noștri, poate datorită presiunilor pe care le-am avut vis-a-vis de evenimentele pe care, evenimentele care s-au derulat în cadrul centenarului și de faptul că dacă nu reușeam, cel puțin la acel moment așa aveam datele, nu reușeam până la sfârșitul anului să facem licitații și să cheltuim acei bani, pierdeam banii alocați de Ministerul Culturii, da,
fortuit cumva de aceste lucruri, am încercat să facem un paralel, să dezvoltăm proiectul în paralel. Am făcut și solicitare către Ministerul Apărării, am făcut și către Ministerul Culturii, am făcut și licitație pentru execuția lucrărilor. Da, poate că anumite lucruri le-am făcut în paralel și am greșit. Nu mi-am imaginat niciodată că dorința noastră bună de a face ceva pentru eroii români se transformă într-un asemenea. Pentru că, vă spun sincer, exemplul meu cred că va fi văzut de mulți primari din țară și cu siguranță vor evita să mai facă lucruri de genul ăsta pentru eroii neamului. Pentru că suntem târâți în tot felul de hățișuri legislative și nu numai. Dacă legea da. Spune, trebuie respectată. Okay. Chiar dacă da. Ne place, chiar dacă okay. ne place. Da, 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 fără probleme, sigur că trebuie respectată, dar respectată de toți. Da? Dacă o respect numai eu și ceilalți, nu, mi se pare un pic că legea nu e dreaptă. Da? Cu siguranță, absolut voi cere peste tot să vedem ce avize au colegii noștri din Harghita. Vreau să văd de ce, repet, eroii români poartă la căpătâi cruci pe care scrie erou maghiar necunoscut, pentru că eu știu clar că e român îngropat acolo, de ce eroii ruși au la căpătâi același lucru, de ce eroii italieni sau cei germani. Și poate o să ne explice dumnealor și poate, eu știu, voi înțelege și eu la momentul respectiv. La acest moment n-am o explicație de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Am și o curiozitate de ordin da. Estetic. De ce ați ales să faceți acele cruci de, nu știu, un fel de mozaic, așa sunt, nu? Da, da, da. Când în tot cimitirul sunt niște cruci de lemn. Da, pentru că acele cruci de lemn n-au niciun fel de proiect. Pentru că peste tot pe unde am fost în lumea asta, și vreau să vă spun că anul trecut am vizitat sola eroilor români de la Diod din Franța, da? Unde sunt 2300 de eroi înhumați acolo, și peste tot lucrurile pentru eroi se fac trainice. Și acolo, peste tot, am găsit cruci de piatră, cruci de mozaic, cruci de granit. Nu putem veni cu lucruri care țin un an, doi sau trei. Din acest considerent am făcut lucrul ăsta, pentru că eroii români trebuie să să-și amintească și strănepoții noștri, ori noi dacă facem lucruri de mântuială, n-avem ce transmite mai departe. Deci acolo unde veți vedea în cimitire cruci de lemn la eroii români, să știți că nu cred eu că s-a dat respectul cuvenit acestor eroi.